Blocarea circulației rutiere în centrul Câmpulungului, ca urmare a lucrărilor de reabilitare și modernizare a bulevardului Pardon, a generat aglomerarea străzilor secundare și chiar blocaje de trafic în intervalele orare de vârf. Nervii șoferilor care tranzitează zona au fost întinși la maximum și, nu de puține ori, aceștia au reclamat faptul că devierea circulației este o soluție proastă, iar decizia ar fi fost luată intempestiv, fără să realiza anterior un studiu de trafic. Speranțele tuturor însă sunt ca, odată cu finalizarea lucrărilor la bulevard, circulația autoturismelor să fie permisă pe străzile Republicii și Negru Vodă, de luni până vineri. Cum din partea administrației locale nu a venit încă un răspuns tranșant în această privință, toate privirile sunt acum ațintite asupra celor care lucrează la amenajarea intersecției din capătul de nord al bulevardului Pardon, așteptându-se ca finalizarea acestora să aducă și redeschiderea traficului auto. Și cei care lucrează în zonă se mișcă într-un ritm susținut, montarea pietrei cubice fiind într-un stadiu avansat, la fel ca și montarea bordurilor și reamenajarea trotuarelor și a trecerilor de pietoni.